Despre infidelitate s-au zis și s-au scris multe. Lipsa comunicării, rutina, lipsa satisfacției în relație sunt doar câteva dintre motivele care stau la baza înșelatului. De ce înșelăm? Cine înșeală mai des? Dacă iertăm infidelitatea? Ei, vorbim chiar acum cu frumoasa Cătălina Manole, actor, trainer și relationship coach. Bun venit, Cătălina! Bine te-am găsit și... La mulți ani! Da, și un an nou fericit și plin de realizări și cât mai multe emisiuni frumoase! Ce frumos! Mulțumesc tare mult! Așa îmi doresc și eu să fie și ție la fel un an cu împliniri și cu proiecte frumoase! Da, Doamne ajută! Ce facem cu înșelatul, Cătălina? Păi ce să facem? Înșelatul este de când, știu eu, s-a inventat căsătoria, așa se zice, că înșelatul și divorțul sunt de când sunt căsătoria și relațiile. Drept urmare, nu știu dacă avem prea multe de făcut vis-a-vis de înșelat, ci mai degrabă să identificăm cauzele care duc la înșelat și poate mai apoi să vedem cum descoperim persoana care înșeală, dacă se află în cuplu cu noi sau nu. Mm-hmm. Păi hai să le luăm așa pe rând. Factori și cauze. Factori ca la doctor. Ca la doctor. Da. Care sunt cauzele care duc la înșelat? Să știi că sunt oameni care pur și simplu au nevoie de validare și în momentul în care nu găsesc în relație, adică tu poți să fii partenerul perfect din punctul tău de vedere. Adică să faci orice pentru celălalt, să-i acorzi atenție, timp, iubire și așa mai departe. Doar că dacă el vine din familie cu, știu, modelul acesta, e normal să-l ducă mai departe până nu realizează că are o problemă. Dacă nu, știu eu, n-a fost validat suficient în copilărie sau sunt și persoane care pur și simplu au o adicție vis-a-vis de sex și e normal să își caute să-și împlinească nevoia până când, ți-am zis, realizează că fac ceva greșit. Deci de multe ori înșelatul nu este din vina noastră. Așa că dacă ți se întâmplă ție, să nu încerci să dramatizezi toată situația, ci pur și simplu să te uiți care ar putea fi cauzele care duc acolo. Să vedem și care sunt cauzele care țin efectiv de noi și de ce facem noi greșit de să ajungi aici. De exemplu, în momentul în care devii părinte, începi să neglijezi relația de cuplu și mamele în mod special, cumva pun partenerul pe locul 2, 3, 4, 10 și e normal ca persoana respectivă în momentul în care nu se mai simte, știu, împlinită în relația de cuplu, nu îi se mai oferă atenție sau nu mai e deloc prin peisaj. Nu mai iubirea aia nebună care era înainte, da? Să caute în altă parte. O altă greșeală pe care o fac femeile în momentul în care devin mame e aceea că efectiv ajung să doarmă cu copilul și soțul este exilat din dormitor. Pe canapea. Da, și normal că se produce ruptura în relația de cuplu. Acum să vedem când apar copiii ce fac greșit bărbații. Uită să le mai valideze pe soțiile de lângă ei și să le mai spună că sunt femei și că nu sunt doar mame. Și cumva mama caută să-și împlinească nevoia asta de a fi senzuală, de a încă a putea atrage sexul opus în altă parte, dacă nu găsește asta în relația de cuplu. Asta ar fi în momentul în care devenim părinți. Dar sunt și greșeli pe care le facem în momentul în care pur și simplu suntem într-o relație, nu am ajuns câțiva ani, să zicem, nici la căsătorie, dar se întâmplă să înșelăm în relația de cuplu. Din nou, dacă ești o persoană care se axează foarte mult pe job, pe ieșitul cu prietenii, pe familia de origine și neglijezi partenerul, e normal, nu e normal, dar se întâmplă ca el să caute din nou să-și împlinească toate nevoile astea de atenție, de admirație, de susținere în exteriorul relației. Se întâmplă foarte mult să ajungem să avem amanți și amante la job. De ce? Pentru că acasă te duci, ești cu soția sau cu prietena, cu iubita și la muncă să continui afacerea, găsești o persoană cu care să-ți împlinești acolo nevoile pe mai departe. Plus că la job se întâmplă să stai foarte mult în darbă cu ceilalți, cu toți cei de acolo și, nu știu, ajungi să stai 12 ore la muncă și acasă vorba aceea. Stai cu partenerul 3 ore, adormi și... Doar că, vezi, asta ține foarte mult de cum ne educăm noi și de ce ne dorim cu adevărat. Pentru că dacă ești o persoană echilibrată, știi să diferențiezi foarte bine relația de la job cu colegele, cu colegii față de cea de relația de cuplu. Doar că multe persoane nu mai... Ei, știi că nu se întâmplă asta, se fac tot felul de confesiuni, colegii devin mai apropiați. Tocmai de aceea, nu știu cât de ok sunt relațiile astea de prietenie între persoanele de sex opus. Bărbați cu femei, da, e ok să ai o relație de colegialitate. Că discutați, stați în pauză la cafele și așa mai departe, dar trebuie să-ți pui tu cumva limite și să știi ce-ți dorești. Eu îmi doresc să am o relație fericită acasă cu partenera sau îmi doresc să fiu din stânga în dreapta și apoi să mă plâng că nu funcționează. Ține de tine și de cum te educi foarte mult. Da, tu crezi în dragostea aceea ca în povești care, nu știu, ajunge până la 50, 60 de ani, 70 de ani, vorba aceea de la căsnicie, sau se întâmplă ceva la un moment dat pe parcurs și cineva calcă strâmb? Nu, se întâmplă ceva atât timp cât cei doi nu mai sunt concentrați pe scopul lor. Dacă scopul tău este ca relația ta să fie una fericită și partenerul tău este persoana cu care tu vrei să împărtășești totul în viață, e normal că nu o să ajungă niciunul să caute strâmb. Dacă există comunicare și deschidere vis-a-vis de amândoi, adică eu dacă mă duc la partenerul de cuplu, pot să îi confesez orice.
Adică să știu că nu mă judecă, nu mă pune la zid și nu ajunge să mă critique în momentul în care eu merg spre el. Dacă asta se întâmplă, e normal că eu să mă închid și să caut în altă parte să-mi spun off-ul pe care l-am pe suflet. Uite, apropo de criticat, ajungem spre capitolul 2 al discuției noastre de astăzi, am trecut de factori și cauze, ajungem la semne, sunt semne mai evidente și semne mai puțin evidente. Hai să le luăm așa, ca la carte, da? Întâi cu cele evidente. Sunt persoane care știu să ascundă mai bine faptul că înșeală, dar oricât de bine ar ascunde, dacă tu ești conectat la partenerul sau la partenera ta de cuplu, e imposibil să nu-ți dai seama când se înșeală în relația de cuplu. Doar că dacă preferi tu să te minți și să te faci că închizi ochii vezi, și că da. Nu vezi, da, e partea a doua și ține de, știu eu, lipsa ta de încredere în propria persoană. Care sunt factorii evidenți pe care îi putem găsi? În primul rând, gândește-te la statul pe telefon în mod excesiv. Dacă partenerul sau partenera de cuplu nu făcea asta înainte și când venea acasă, pur și simplu stăteați, luați cina, vă uitați la un film, mai discutați, ieșați la o plimbare, dar acum stă tot timpul pe telefon, poate că a apărut un telefon de serviciu, poate că tot timpul este foarte ocupat pe laptop și așa mai departe. Pe lângă asta, dacă tu, în momentul în care, nu știu, treci prin spatele lui și ai tendința să te uiți în telefon sau fără să vrei, el încearcă să... Și un ochi. Da, el ascunde telefonul, închide. Se ferește, da. Exact. Sau dacă doarme cu telefonul pe silent sau când ajunge acasă pune telefonul pe silent tot timpul. Astea sunt semne evidente pe care nu ar trebui să le treci cu vederea și pur și simplu nu să-l ataci pe celălalt să-i sar la gât, mă înșel, eu ți-ai găsit pe altcineva, ci pur și simplu să discuți de ce se întâmplă asta. Pentru că de multe ori poți rezolva și situațiile astea când e momentul acela de tatonare între partenerul sau partenera ta de cuplu cu altcineva. Zi-mi, stai așa că am ajuns la acest subiect sensibil, telefonul, da, telefonul. În cuplu, da. Știm prea bine că femeile sunt de foarte multe ori tentate să vadă ce se întâmplă acolo în telefonul partenerului. Exact. E bine să știi sau e mai bine să nu te uiți în telefonul lui? E bine să știi în momentul în care ai un partener care te face cu capul. Sunt persoane care efectiv ajung să te facă cu capul, adică tu știi, dar nu poți să demonstrezi, adică e clar că ceva se întâmplă, dar pur și simplu nu poți să demonstrezi și e normal că vrei să cauți dovezi cât să-ți demonstrezi tu, să-ți confirm că nu ai luat-o la vale, știi? Adică că nu bați câmpii. Uh-huh. Și cumva cauți să vezi dacă e adevărat. Dar cred că dacă ajungi în situația asta, mai bine ești din relație, pentru că decât să stai să spionezi toată viața pe cineva, mai bine stai singur și liniștit. Da, este chestia asta că va trebui să trăiești toată viața cu o suspiciune și cu acel dar dacă. Dar dacă, exact. Te va urmări, dar dacă acela, pe tot parcursul relației, orice exerciție îi face tu, exact. Să fii tu relaxată zen și zen și să nu cred că e așa. Să atenția către tine, nu. Nu, pentru că pur și simplu, mai ales femeile, dar și bărbații, caută să se simtă în siguranță cu partenerul de cuplu. Și dacă tu tot timpul trăiești cu stresul ăsta că dacă, în primul rând trebuie să te gândești sincer. Să mergi, poate să ceri ajutorul în momentul în care nu poți să mai diferențiezi care e real și care e în capul tău. Dar dacă simți într-adevăr că ceva vine din partea celuilalt, minciună, înșelat și așa mai departe, mai bine ieși din relație dacă nu poți să vorbești cu el, să te facă să te simți în siguranță, să te faci tu să te simți în siguranță alături de el. Uh-huh. Trebuie să ajungem și la semnele mai puțin evidente. Da. Astea soft ne omoară, ca să zic așa. Asta, exact. Astea soft care sunt? În primul rând, nu știu dacă e soft ăsta. Așa. Începe să evite actul sexual. Dacă înainte făceați dragoste și era intimitatea între voi la cote maxime sau măcar exista acolo. Acum doare capul. Da, și acum începe să-l doare capul, să-l doare capul sau el e foarte obosit că vine de la muncă și nu mai are chef și se întâmplă asta pe o perioadă mai lungă de timp, ar trebui să te gândești de ce evită să aibă parte de intimitate în cuplu. Pentru că probabil începe să se atașeze de altcineva și cumva trebuie să rupă conexiunea cu tine ca să poată să meargă, să se încarce în altă direcție. Da, deci acest ar fi un prim semn. Destul de evident, adică în momentul în care se întâmplă asta în relația ta de cuplu, ar trebui să porți o discuție sinceră și măcar să încerci să fie sinceră. Mm-hmm. Cum facem, ajungem la compromis? E bine să facem la un moment dat în relație, dacă se întâmplă așa ceva, să închidem ochii și să credem că nu se va mai întâmpla? Nu, pentru că dacă nu confrunți persoana din față, partenerul sau partenera de cuplu, ei n-au cum să înțeleagă că au făcut ceva greșit. E ca și cum unui copil, nu știu, îți sparge o vază la care tu țineai foarte mult, dar tu nu că trebuie să-l cerți, ci să-i explici că era ceva important pentru tine și că nu e ok ce se întâmplă. Exact așa și în cuplu. Dacă tu închizi ochii și te faci că plouă și zici lasă că se schimbă el, normal că el o să repete tiparul pentru că nu realizează ce pierde acasă. Pe când dacă tu confrunți situația, zici că tu nu poți să faci parte dintr-o astfel de relație, e
e normal să aleagă, te vrea, rămâne cu tine sau pur și simplu încheie și merge mai departe. Dar sunt totuși cupluri care trec prin asta și decid mai departe să își salveze relația. Da, e bine să mergi la terapie după asta, să încerci să mai repar ceva? Va fi reparat ca înainte sau va mai scârții pe școală? Din punctul meu de vedere, în momentul în care apare înșelat în relația de cuplu, dacă nu s-a întâmplat asta de 50.000 de ori până acum și pur și simplu apare un moment de infidelitate, un episod în relația voastră, cred că nu ar trebui să vă despărțiți, ci pur și simplu să căutați să vedeți ce nu mai funcționa. Pentru că înșelatul apare în momentul în care voi doi nu mai sunteți conectați unul la celălalt. Adică nu cred că aveați o relație super minunată, sudată și erați cei mai fain cuplu, erați cei mai frumos cuplu și deodată te-a înșelat el sau ea, ci pur și simplu a început să să scârție ceva între voi. Ori tu ai neglijat, ori amândoi ați neglijat și în cele din urmă ați plecat în direcția opusă. Da, păi se spune că nu este vina unui singur partener, de aceea ești un cuplu, fiecare are partea lui de vină. Așa că a contribuit într-un fel sau altul să se ajungă aici. De aceea, dacă se întâmplă prima dată, nu cred că ar trebui să încheiați relația, ci pur și simplu să vedeți care sunt factorii care au dus să ajungeți în acest punct. Uh-huh. Nu arunci 5-10 ani de căsătorie pentru un episod care s-a întâmplat din diverse cauze. Pur și simplu căutați ajutor. Dar dacă vedeți că nu ajungeți împreună la un numitor comun, mergeți și cereți ajutor. Pentru că de multe ori o persoană care e din exterior vede poza de ansamblu, voi fiind prinși acolo. Ești implicat acolo, Da, nu poți să vezi și gândești totul așa, din prisma ta, te victimizezi, te duci în stare de victimă, uh-huh, că mi-a făcut, că mi-a adres și e cam greu și uite să ce vezi. Am făcut eu pentru el și uite el. Și el sau ea din nou intră în defensivă, că din cauza ta, dacă tu nu mai fi neglijat, adică amândoi se victimizează și ajung să-și dea în cap unul altuia. Dar știi, cupluri care au trecut prin astfel de episoade și acum, să spunem, sunt bine, sunt fericiți și au uitat? Tocmai asta zic, sunt cuplurile acelea în care au realizat ce pierd în momentul în care se întâmplă asta în relația lor de cuplu și au ajuns să conștientizeze că partenerul cu adevărat le este alături și întotdeauna va fi alături de ei și că decât să cauți în exterior ceva, știu eu, de moment, mai bine lucrezi la relația ta și de fiecare dată te duci și comunici în momentul în care nu funcționează așa cum îți dorești. Iar mai ales dacă sunt și copii implicați, lucrurile se complică acolo. Dar niciodată n-aș recomanda să rămâi într-o relație de cuplu unde ești nefericit sau nefericită doar pentru a face un compromis. Vezi, Doamne, că trebuie să crească copiii și cum multe femei fac asta și depinde și de ce situație au acolo în asta, familie. Asta da, doar că tu gândește-te în felul următor. Tot ce tu transmiți copilului acela sunt emoții negative, frustrări vis-a-vis de partenerul de cuplu. Și care o să fie modelul pe care o să-l aibă ei de iubire, de familie pe mai departe? Același disfuncțional pe care l-ai prezentat tu. Tocmai de aceea sunt familii care în care predomină infidelitate de la o generație la alta. Pentru că ei asta au văzut în relația de cuplu a părinților. Și dacă tu nu te hotărăști să rupi tiparul și să-i arăți ceva, că mai bine văd doi părinți separați, dar care sunt fericiți și care se ocupă în mod egal de ei, decât să vadă doi părinți care tot se ceartă și sunt la cuțite în casă. Adică nu, fiecare cum știe. Este. Cătălina, îți mulțumesc tare mult pentru discuție și te aștept cu mare drag și data viitoare să mai povestim așa ca între fete, cum ne place nouă. Corect. Te aștept cu mare drag. Mulțumesc și eu și mulțumesc că mi-a dat ocazia să vorbim despre acest subiect. Oricând și despre alte subiecte, cu drag și dățile viitoare. Îți mulțumim frumos!